Ziua de 1 iunie a fost sărbătorită astăzi la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Cadrele didactice împreună cu elevii de la cele trei cicluri de școlarizare și preșcolarii de la grădinița Sfântul Sterian au organizat evenimentul Festivalul Bucuriei. În mijlocul elevilor prezenți la Festivalul Bucuriei s-a aflat astăzi și înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Selajului. În capela instituției de învățământ, ierarhul i-a felicitat pe elevi pentru activitățile desfășurate și i-a îndemnat să fie modele de credință. Să vorbiți frumos, să faceți fapte frumoase, lăudabile, să legați prietenii frumoase între băieți și fete și să fiți pildă de credință pentru ceilalți tineri din Cluj. Eu cred că lucrul acesta îl vrea Dumnezeu și de asta aș și optat pentru un gimnaziu special în care vă aflați. Că programa analitică este ca la toate școlile din Cluj, e adevărat, dar preocupările duhovnicești sunt aici altele. Așa că, acum la ziua voastră, vă dorim succes în toate. Nu uitați să fiți cei mai atletici, cei mai frumoși, cei mai cuminți și cei mai credincioși tineri din Cluj, ca să-i puteți influența pe toți ceilalți. Ziua copilului în Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca este marcată de un festival pe care l-am intitulat Festivalul Bucuriei. Această manifestare este, de fapt, rodul, fructul unui parteneriat între Arhiepiscopia Vadului Feleacului și Clujului, Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, Asociația de Părinți, Consiliul Județean Cluj și Departamentul de Tineret al Arhiepiscopiei noastre. Zi care aduce multă bucurie în sufletul copiilor noștri, a celor din clasele primare, respectiv a celor din clasele gimnaziale. Astăzi am realizat împreună cu copiii de la școlile Mitropoliei, respectiv Seminarul Teologic Ortodox, școala primară, gimnaziale și grădinița Sfântul Sterian, Festivalul Bucuriei, aflat la cea de-a treia ediție, pentru a aduce o picătură de bucurie în sufletele copiilor. Ne-am organizat de la începutul, să zic, lunii februarie, când am realizat un proiect la Consiliul Județean, pe Asociația Părinților Colegiului Ortodox, unde am prevăzut realizarea câtorva activități cu copiii de la școala primară, astfel încât astăzi s-au putut bucura de câteva clipe petrecute împreună, la care a participat și Părintele Mitropolit Andrei. Am sărbătorit astăzi cea de-a treia ediție a Festivalului Bucuriei, festival dedicat zilei de 1 iunie, prilej cu care l-am avut în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul Părinte și Mitropolit Andrei, care, ca de fiecare dată, ne-a adus multe cadouri copiilor. Și noi, la rândul nostru, împreună cu copiii, l-am întâmpinat cu un buchet de cântece și pricezne, legate tot așa de ziua de 1 iunie, totodată și cântece patriotice, pentru că sărbătorim centenarul Marii Uniri. E o zi foarte specială pentru mine, pentru că pot să-i cânt iarăși în alt preasfințitul lui Andrei și de-abia aștept să primim și dulciuri. Mi-a plăcut că am venit la biserică, că am cântat, că am putut sărbători și altfel ziua de 1 iunie. Pe lângă sărbătorim cu familia, dar și cu Dumnezeu. În prezent, Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca are un număr de 795 de elevi în toate cele patru cicluri de învățământ.